Maia, stai un pic, te rog. Stai, vreau să vorbim. Stai. Hai să mergem. De ce nu vorbești cu el? O să creadă că n-ai educație. Și ce dacă nu mă interesează ce crede el? Legi? Da, mă duc și eu la Simona. Cu pocărașul nostru, așa, cu fetele, ca de obicei. Și eu? Mă închizi în casa ca pe Nicol? Hai, mai, Sonia, iar încep să te agi și cu nervi și cu stările astea ale tale de stres. Stai, dragă, liniștită. Cornela a aranjat cu Varlam. Ți-au și luat inelul de logodnă. A plătit o să... Da. Grigore, că... De, e mai bogat. Da, și eu ce ar trebui să fac? Să aștept? Da, iubita mea. Cât? Așteaptă, mamă, repede, repede, cât de curând. Mihai o să te invite la o cină romantică, o să fie bine. Mama, dar ce-i fac dacă nu mă invită în oraș, să vezi ce-i fac? De... Hai, distracție plăcută, vezi câți bani pierzi. Tași din gubani. Așa mi urez. Astă seară va fi perfect. Îți spun eu că iau tot. Eu sunt. Vreau să mă scoată din minci. Face anchetă pe la spital, se agită cu tache. Zice că donația nu e valabilă. Păi da, există o problemă, Amalia. Și că donația nu poate atinge decât un procent din drepturile celuilalt moștenitor. Și acum îmi spui? Trebuie să împart cu nenorocita? Ai fi și tu generoasă măcar o dată în viață, că dă bine. Nu mai nerva și tu, Grigore. Taci, taci, ascultă. Și că atunci când se face socoteala și se trage linie, în balanță intră și datoriile pe care firma respectivă le-a avut la data când se face socoteala. Tu înțelegi ce spun eu? Octav nu avea datorii, știu sigur. Aoleo, dar avea datorii și mari de tot, mari. Dar tu, fată muncitoare, ai tras tare și mi le-ai plătit, mă, înțelegi? Alo? Mare șnapani ești. Auzi, am o rugăminte la tine. Lasă-o pe aia mică pe mâna mea. Mă pricep mai bine, da? O să ne ciugulească din palmă. Ne vedem? Nu se aude, mai zi o dată. Ne vedem? Nu pot, aoleu, plec din București chiar acum. Știi cum sunt pe scara elicopterului? Amalia! Ia-mă și pe mine. Te iau, te iau, aoleu. Bagă mai tare. Bună ziua. Domnul Varlam vă așteaptă. Pe mine? Da. Domnul Varlam așteaptă pe mine? Da. Și eu de ce nu știu nimic? Veniți cu mine și o să vedeți. O să vin. Cred că am de discutat ceva cu domnul Varlam.
El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Hai că mergem, nu mai fac baie. Nu. Eu mă duc să mă culc. Okay. Păi bine, da, sigur. Culcă-te. Cât a fost Mihai plecat, a fost liniște în casă. De când a venit, în continuu se ceartă cu Grig. Nu știu de ce. Dacă nu l-ați lăsat să se ocupe de muzică, două. Ce să spun? Te-ai trezit și tu vorbind. Dar tu nu înțeleg ce te bagi. Plus 100. Mi-a dat lui Teofil Grin ceva de lucru la firmă. Ce e acolo, băgător de seamă, că îl văd toată ziua la piscină. Vrea și el să-și găsească jumătatea. După cine umblă? După Michi sau Nicol? Ce faci, Mihai? Salut, mâinile. Bună, dragă. Jucați tare, văd. Unde-i Sonia? Măi. Sonia? Ce cu Sonia? De ce n-ai vorbit cu ea? Că și făcuse și ea iluzii săraca cu inviții în oraș. Da, Greg zicea ceva și de un inel. Trebuie să pui la socoteală tot ce spune soțul tău. Pe bune. Băiatul ăsta al tău e cam ciufut. Așa sunt copii. Ori este contrazică cu orice preț, dar până la urmă se dau pe brază. Lasă că am eu grijă de asta. E bine? Da, așa. Merge? E o idee grozavă. Maia. Uite cum stau lucrurile. Ce vreau să spun, de fapt, este că... nu cred nimic din ce se bărfește. Altceva? Deocamdată cam atât. Bine. Ce sens are viața mea dacă nu te pot avea? Și Adam, tu nu visezi să ai așa un iaht ca ăsta? Nu, visezi să fiu actor bun și gata. Păi ia, că ajungi mare actor, o să poți să-ți permiți. Sau, poți să te însori cu fata lui Barlam. Sau, nu. Nu, ce ai tăiat-o de pe lista candidatelor? M-am căsătura să fiu cățărușul unor oameni bogați și răsfătăți. Uite-te și tu. Avem iahturi, avem valoare. Ha? Uite vorbuța ta. A, Andrei. Adevărul e că e destul de clară diferența, nu?
Măcar ăsta are vele. Mai cinstit așa. Dar e frumos, e. Poftiți, am ajuns. Unde mergem? Domnul s-a așteptat. Încerc să nu mă mai mir de absolut nimic. O să-ți fie cam greu, sunt total imprevizibil. Mițule! Da, șefu! Marea Neagră mai e a noastră, a românilor? Da! Nu s-a concesionat? Nu! Am dorit să o vizităm și noi, se poate? Da, șefu! Bine ai venit! Hai să-ți dau o mână de ajutor. Mulțumesc foarte mult. Auziți? Pot să plec? Mă bucur mult că ai venit. Nici nu știi cât mă bucur.